Bună seara și bine v-am găsit! Atunci când ți se pare că viața e nedreaptă cu tine, poți să renunți să visezi sau poți să te ridici și să ajungi acolo unde îți dorești. Felicia Bulmaga este o tânără care a ales să-și urmeze visul chiar dacă de la naștere este într-un scaun cu rotile. Diagnosticată din primele zile de viață cu paralizie cerebrală, Felicia și-a înfruntat dizabilitatea. Tânăra este pasionată de artă fotografică și încearcă zi de zi să transmită prin fotografia sa cât de frumoasă este viața. Întreaga poveste a Feliciei o aflăm din reportaj. Ce urmează. În scaun cu rotile, cu un aparat foto într-o mână și culesa cățelușului ei în cealaltă, așa am surprins-o pe Felicia Bulmaga în parc. Îi place să fotografieze trecătorii, în special atunci când aceștia nu o observă. Doamna, fac o poză cu dumneavoastră. Ok, mersi mult. De mult își dorea să învețe arta fotografiei, însă nu avea curaj. Totul s-a schimbat atunci când l-a cunoscut pe Vlad Andreev, care prin propriul exemplu i-a insuflat încrederea și curajul că orice este posibil dacă dorești cu adevărat. Eu am avut norocul să întâlnesc pe o doamnă care este la noi psiholog și ea mi-a spus de Vlad, adică a spus că uite, eu cunosc un băiat cu care este tot cu dizabilitate și el te-ar putea ajuta la arta fotografiei. Și am spus că, wow, mulțumesc foarte mult, eu chiar am o mare plăcere. Și am spus că de ce nu să ofer o șansă omului ca să dezvolte. Și am început să explic cum corect se construiască compoziția, cadrarea unei fotografii și noi încercam tot timpul să văd, de exemplu, care sunt abilitățile ei, unde ar putea, în care subdomeniu ar putea să se încadreze și tot așa mai departe. A vorbit despre pasiunea ei, iar oamenii cu sufletul mare au auzit-o. De curând, Felicia a primit în dar un aparat foto la care visa. Am avut norocul, cineva din doamne, tot datorită de anii, cineva din doamne să-mi ofere acest aparat foto profesional. Și este cu mult mai profesional decât celălalt primul al meu și eu sunt foarte recunoscătoare acestei doamne. Îi mulțumesc foarte mult, Liliane Lepădat. Îi place să surprindă emoțiile oamenilor în cele mai neașteptate momente. Nu-mi place doar să fie pe loc, da? E ca cum eu, vezi? Stau pe loc și stai să-ți fac o poză. Mie asta nu-mi place. Mie îmi place să iau pozele prin surprindere. Știi că tu să nu știi, dar eu te pozez. Știi, așa ceva, poze de reportaj mai mult, aș zice. Așa. Da, ai fost și tu model la un moment dat, am văzut niște poze minunate cu tine. Cum te-ai simțit de cealaltă parte a baricadei în rolul de model? Ok, tot nu m-am simțit foarte liber pentru că atunci mi s-a descălțat încălțămintea și mie mi-a fost foarte geană de picioarele cum o să arăte, dar a arătat foarte bine în poze profesionale și m-am simțit bine, dar și incomod un pic, dar foarte, foarte bine. M-am simțit în rândul celor lanți. Totuși, Felicia nu are încă curajul să facă din acest hobby o meserie. Aș vrea să am cât mai mult public, așa, din plăcerea mea să-i păzez, doar pentru că meserie, ca să o faci, trebuie să fii un om sănătos în propriile picioare, dar în scaunul rulan nu cred că poate să fie o meserie pentru mine. De cealaltă parte, Vlad Andreev, deja un cunoscut fotograf care are același diagnostic al Feliciei, paralizie cerebrală infantilă, a demonstrat că și oamenii cu o condiție fizică limitată pot reuși în acest domeniu. Absolut, în viață totul este posibil, nimic imposibil. Scopul meu de bază este să promovez alți oameni, să-i ajut să depășească anumite bariere, obstacole pe care le au. Și eu am spus de multe ori chestia asta, că eu voi avea grijă de mai mulți oameni care sunt în situații dificile și până când reușesc să facă careva momente pe domeniul dat. Felicie, ținând cont de condiția ei de sănătate, s-ar potrivi o genul de fotografii portret din poziție statică, să fie fotograful la nivel cu modelul, de exemplu, ambii amplasați pe scaune
și să realizezi fotografii, de exemplu, într-un studio fotografic sau fotografii de produs sau fotografii gen peisaj sau chiar și reportaje. Cel mai bun și fidel prieten al Feliciei este Semi, cățelușul ei care o acceptă și o iubește așa cum este ea. El am tot datorită Dianei Voievodski și datorită la o seară perfectă. Că Diana a făcut tot cu noi un proiect la care ne-a făcut ca niște prințese frumoase, am fost și modele în rochile ei proprii, care ea le creează și ea venind la noi în ospiție prima dată a zis că uite ce vă doriți voi și eu așa eram descurajată că a dispărut primul cățeluș era... și i-a spus că uite noi am să facem rost de un cățeluș și eu zic sigur, da, sigur și am auzit la o seară perfectă vorbind despre acest cățeluș și la câteva săptămâni un domn a răspuns și a spus că el mi-l aduce și el până ziua de astăzi are grijă să-i aducă hrana, așa că îi mulțumesc că celui om și sigur Dianei. Și o seară perfectă, pentru că dacă nu exista seară perfectă, Semi nu exista în brațe cum la mine. Deseori spun că, uite, acestui cățeluș nu-i trebuie eu perfect. Eu mergând, eu alergând, cum eu visez, da? Dar el nu-i trebuie doar atât. El nu mă vede pe mine în scaun sau alte defecte a mele. El mă vede perfect, așa cum sunt. Felicia Bulimac a fost abandonată de la naștere, fiind diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă. A crescut în orfelinat, iar acum stă într-o locuință protejată din Ialoveni, alături de alte 4 fete cu dizabilități. Toată viața și-a petrecut-o în scaunul cu rotile, totuși ar avea șansa să se deplaseze cu premergătorul dacă reușește să facă o intervenție chirurgicală la picior. Până acum mergeam cu premergătorul, dar din cauza că îmi crește acolo la degete un os, nu pot deja să calc pe el, îmi trebuie o intervenție și este foarte costis, adică este foarte scump, din păcate. Da, dar ar costa la 25.000 de lei la Medpark, pentru că am fost cu câțiva ani în urmă aici la Toma Ciorbă și au făcut, dar acum iarăși trebuie reluat din nou. Să ai curajul să visezi. Ăsta este îndemnul Feliciei. Visele trebuie strigate, trebuie spuse, că altfel nimeni nu știe ce vezi tu ai înăuntru tău. Îmi place să privesc viața, chiar dacă ea este frumoasă. Și în poze, eu vreau să arăt doar asta, că viața este foarte frumoasă. A oferit un moment extraordinar în semifinale, iar în câteva zile Martina Meola va putea fi admirată în finala România au talent. Până atunci, este acum studioul nostru. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, vă mulțumesc mult pentru această invitație frumoasă. Eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să vii, ești ca de obicei foarte frumoasă. Mulțumesc. Și vreau să te felicit pentru ceea ce ai dus pe scena România au talent și pentru că ne-ai făcut să ne simțim atât de mândri noi aici la Chișinău, urmărindu-te pe tine. Mulțumesc mult! Tot parcursul tău la România au talent a fost plin de surprize, pentru că din start ai primit Golden Buzz-ul și vreau să o luăm pe rând. Ce ai simțit în acel moment? La început nu realizam, nu venea crede, dar când domnul Smiley și domnul Pavel au venit pe scenă și m-au felicitat și m-au îmbrățișat, mi-au transmis emoții calde, am realizat că am ajuns până în semifinală. E un moment cu totul aparte, nu? Atunci când se apasă Golden Buzz-ul și toată acea feerie, da, e peste tine, practic. Nu știu, un moment aparte, nu? Da. O bucurie. Ce simțeai atunci? Îți venea să râzi, să plângi? Ce simțeai? Chiar de toate, câte un pic, probabil. Da, de toate. La început mă uitam pe sus și râdeam, dar după asta, când am realizat, am început să plâng. Tu mai ai experiență la concursuri? Ai participat de mai multe ori în cariera ta deja la concursuri. De ce este diferit? Multă lume zice că, bă, uite, chiar interpreți cu experiență, instrumentiști și așa mai departe. Zic că la România au talent, sunt alte emoții, e un alt sentiment. Da, sunt alte emoții, pentru că la un concurs concurezi numai cu pianiști. Așa. Dar la...
la acest proiect minunat, concurezi cu concurenți foarte puternici din diferite domenii. Da, cu talente diferite și e mai greu să impresionezi, poate, pentru că la concursurile voastre sunt anumite reguli, da, pe care voi trebuie să le respectați. Iată că a venit și momentul semifinalei, unul în care ai uluit nu doar prin faptul că ai cântat, ci și prin modul în care ai cântat. Vreau să urmărim acum acel moment și după care revenim la discuția noastră. Hai să ne uităm! Avem de-a face cu un fenomen foarte rar și dacă tot e să exprimăm predicții, gânduri, sentimente, eu cred că acesta este într-adevăr un număr demn să câștige emisiunea România Talent. Vă mulțumesc mult! Eu m-am simțit ca și cum aș fi în finală, asta datorită performanței ei. A fost un număr demn de finală. Eu îmi doresc foarte mult să te văd cel puțin acolo. Ca să nu vorbesc prea mult, să nu zic prea mult, ești un dar pentru noi. Noi trebuie să prețuim faptul că tu ai trecut și pe la noi. Prevăd un viitor tare frumos, dar să începem cu România au talent, cu finala România au talent. Dragoș! Este evident că ai fost o bucurie pentru noi patru, că ai fost o bucurie pentru toți telespectatorii și cred că ești o mare, mare bucurie pentru părinții tăi. Vă mulțumesc mult! Bobo, cred că în show-ul ăsta am văzut momente de divertisment, momente în care ne-am hăhăit, momente în care am și plâns, cu de toate, că asta este România au talent. Dar într-un final, eu sper ca tu să ai dreptate, Andy, pentru că într-un final aș fi foarte fericit ca în primul meu sezon de România au talent să știu că Martina a câștigat România au talent. Pentru că abia aici mi se pare că e vorba de un talent absolut uluitor și nemai întâlnit. Mulțumesc mult! Da, am văzut filmulețul din semifinală, după cum ziceam, un moment de excepție. Spune-mi, te rog, asta cu cântatul legat la ochi. Mai făcuse așa ce? Era o experiență nouă pentru tine? Ai învățat asta special pentru România au talent sau cum? Mie profesoara mea de pian, da, doamna Irina Bogata, care vreau să-i mulțumesc din suflet, îmi spune să cânt toate lucrările cu lumina stânsă sau cu ochii închiși. De ce? Ca să simt mai bine clapele, să-mi dezvolt auzul. Și am decis ca și pentru semifinala de la România au talent să prezint ceva mai nou, mai interesant. De cât timp exersezi așa? Sau cu lumina stinsă sau legată la ochi? Încă de când am început. Chiar de la început? Da. Asta înseamnă că tu simți foarte bine deja pianul, practic nici nu ai nevoie de ochi, nu? Da. Foarte interesant asta. Ascultând aceste comentarii foarte frumoase din partea juriului, cum te-ai simțit? M-am simțit foarte bucuroasă și foarte mândră și pentru mine deja este o victorie că m-am aflat pe această scenă minunată.
Și că o să te afli că vine finala, da, marea finală, și acesta este punctul culminant. Indiferent cu ce loc te vei alege acolo, deja ești o învingătoare, pentru că, uite, un copil atât de mic a reușit să provoace atâtea surprize frumoase pentru noi, cei de acasă, dar și pentru întreaga Românie. Ce se întâmplă mai departe? Te pregătești pentru finală. Înțeleg că urmează ceva și mai și. Este o surpriză. Cu siguranță. Ar fi culmea să ne spui ce o să fie, dar o să fie cum? O să fie spectaculos, o să fie duios, o să fie dulce, cum o să, sau de toate? Va fi de toate. De toate. Tu ești pregătită deja? Sunt pregătită, dar mă pregătesc în continuare. Așa. Citisem undeva faptul că dacă ai câștiga acest trofeu, România au talent, și ai primi banii, zi-mi de fapt tu, ce ai face cu banii? Aș ajuta Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, pentru că ars, și aș ajuta Școala de Arte Alexei Stârce. De ce? De ce? De ce n-ai face altceva cu banii ăștia? Eu fac lucrul acesta pentru că vreau să ajut și vreau să dezvolt viitorul Moldovei în artă. Ce frumos! Vrei ca alți copii care vor veni, da, și să aibă unde să, da, să învețe? Da, să aibă unde să învețe, unde să arate ce a învățat. Perioada asta de când ai început participarea ta la România au talent până aici, până că mai sunt câteva zile până la marea finală, a fost una stresantă pentru tine sau tu pur și simplu ți-ai căutat de treabă, ai făcut ceea ce știi tu mai bine? Da, la început, întâi de a ieși pe scenă, sunt niște emoții, dar când mă pun să cânt... Dispare tot. Da, dispare tot și mă duc în... În lumea ta. În lumea mea. Foarte frumos asta. Am văzut pe pagina ta de Facebook foarte mulți copii care te-au încurajat. Sunt colegi de-ai tăi, probabil, nu? Care te încurajează, îți trimit mesaje de felicitare și așa mai departe. Spune-mi, te rog, cine este cel mai mare susținător al tău din toți? Familie, nu știu cine, cine e cel mai mare fan al tău? Tot publicul este, tot publicul care mă susține, mă iubește, pentru că mă susține. Așa? Dar zi-mi omul care e mereu lângă tine. Părinții și profesorii, desigur. Părinții. Părinții probabil că au și ei foarte mari emoții, pentru că, na, să mergi cu copilul tău la finala România au talent e ceva. Mama ta este acum pe hol, o salutăm și o felicităm pentru ce copil frumos a crescut. Și eu îi mulțumesc din suflet pentru toată munca care o face. Să știi că mă uimești tare mult cu toată educația ta și cu bunul tău simț, faptul că te închini așa frumos, uite, și când ai zis de profesoara ta și când ai zis de părinții tăi la fel. Ești o minune mică și sperăm să-ți meargă foarte bine în finală. Noi îți vom ține pumnii, te vom urmări și sperăm ca marele trofeu să fie a tău. Dacă nu, pentru noi oricum ești deja învingătoare. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru că ai trecut astăzi pe la noi. Baftă, îți dorim! Mersi. Mulțumim! Iar noi continuăm. Suntem în frumoasa perioadă de dinaintea verii, ce ne aduce culori și arome în tot, în haine, flori sau fructe. Putem savura din plin aromatele căpșuni care s-au copt deja și în serele noastre. Mergem acum chiar în una din ele. Roșii, aromate și, cel mai important, autohtone. Este vorba despre căpșunele moldovenești, care au apărut deja și sunt la mare căutare în această perioadă. Mă aflu într-o seră din Criuleni și astăzi vom afla cum este recolta din acest an și ce îngrijiri necesită căpșunile. Suntem fermieri, producători de căpșuni. Ideea ne-a venit în 2018, când nu aveam nici măcar un pic de închipuire ce înseamnă crește căpșuni. Și timp de 4 ani, așa să zicem, cred că am călcat pe toate greblele care se puteau de călcat. Dar până într-un final ne reușește și bine ați venit la noi la fermă. Căpșunile apetisante sunt rezultatul nopților nedormite. Fermierii muncesc de dimineață până seară, cot la cot cu angajați. Nopțile nedormite, în sens direct, fiindcă ne trezim pe la 1, 2, 3 noapte, depinde cum scade temperatura, și urmărim. Dacă vedem că scade mai jos de 1 afară, verificăm care este temperatura în serie și apoi pornim aerotermele, care păstrează temperatura la minimum 0 grade, ca să nu înghețe flori.
Diferența este mare. În primul rând, căpșuna crescută în sieră este timpurie, adică de vreme. Este sub protejare, nu nimeresc ploi, precipitații, grindină. Căpșuna este mult așteptată, mai mult așteptată cea din sieră decât cea din câmp, fiindcă primăvara de vreme oamenii deja sunt dornici de produs autohton, în special de căpșuni a noastre, moldovinești, care au și gust, și aromă, și formă. Pentru că au înțeles importanța internetului în vremurile pe care le trăim, fermierii sunt activi pe rețelele de socializare. Prima roadă a nimerit exact în perioada pandemiei și noi am înțeles că piețele sunt închise, în rețele este foarte greu să nimerești și condiții sunt destul de dure pentru producători. Noi am înțeles că altceva decât să facem livrări, nu avem încotro. Și am început să povestim istoria noastră, adică oamenii să știe cine o crește, cum o crește și în fiecare zi, deja în timp de 3 ani, noi povestim ce facem la fermă, nu știu, cum facem rasat, cum plantăm, cum irigăm, cum reparăm dacă ceva se strică, cum protejăm de la înghețuri. Toate acestea, consumatorii noștri deja de 3 ani urmăresc, practic zi de zi, și știu despre căpșuna noastră mai mult decât despre cea, oricare alta. Și da, căpșunile noastre sunt solicitate, suntem recunoscători. Roadele acest an este puțin mai târziu ca în anii precedenți, din cauza că am avut parte de o primăvară mai rece. Asta ne-a afectat puțin prima floare care a nimerit sub înghețuri. La general, roada de anul acesta este bună, adică suntem mulțumiți. Ce faceți anul împrejur? Asta este preferată întrebarea la cumpărătorii noștri, pentru că toți ne întreabă. Bine, acum aveți căpșuni, căpșuni se termină la sfârșit de mai, apoi ce faceți? Și eu spun, tot căpșuni. Deci, noi curățăm toate tufele, le scoatem, facem rasat, pregătim sere, din nou tragem irigare, peliculă și totul asta de la început. Fiindcă pe urmă plantăm căpșuna, în sfârșit de vară sau la început de toamnă, ea tot trebuie îngrijită, udată. Adică prezența noastră lângă căpșuni și între sere este practic tot anul. Toți ne întreabă, de ce căpșuna la voi e așa de frumoasă, curată, mare, dar căpșuna în grădină la bunică nu se primește așa. Cele mai importante sunt condiții care sunt create pentru căpșuni. Chiar și distanța între tufe plantate contează, chiar și irigarea la timp contează. Oricine își dorește să vadă cum sunt cultivate căpșunile în seră și să le cumpere direct de la fermă, o pot face în orice zi a săptămânii. Avem 2 săptămâni de când am anunțat că primim oaspeți, persoanele interesate care vor să vadă cum crește căpșunii și pe lângă asta pot să vadă ce înseamnă o fermă de căpșuni. Ne pot vizita în orice zi de la ora 10 până la ora 4. Pot să vadă și un mini parc cu iepuraș și în genere, în viitor avem planuri ca să ne dezvoltăm ca o fermă mai mare cu, ca să fie ca un punct agroturistic, ca persoanele să-și petreacă timpul aici în compania noastră. Au îmbrăcat ținute roz și mop și și-au dat întâlnire la o cină. Este vorba despre femeile pe care le-a adunat aseară Rudica Ciornică în cadrul unui eveniment în care au discutat despre frumusețea interioară, dar și despre modul în care stările noastre ne modelează corpul. Cum a fost la eveniment, aflăm din reportajul ce urmează. Acorduri de chitară, cocktailuri, gustări alese și multe femei frumoase. Aceasta a fost atmosfera de la cina organizată aseară de Rodica Ciorănică și Alina Andronic. Într-o lume în care frumusețea exterioară este considerată o calitate importantă, uităm de lumea interioară și frumusețea din noi. Ca să le reamintească femeilor că frumusețea interioară la fel necesită atenție, a fost organizată o cină cu și despre femei. Am avut mare plăcere să descoper în ultimul an, să zic, câteva femei remarcabile, pasionate de frumusețe și care fac un business din frumusețe exterioară.
dar de fapt sunt foarte pasionate de frumusețea minții și a spiritului, a sufletului. Și uite că una dintre ele este Alina Andronic, proprietara Mostel, cu care am făcut această... ne-am dat și noi gazdele unei seri minunate în care să comunicăm cu femei care seamănă cu noi ca și pasiuni, ca și viziuni și să încercăm să săpăm, să investigăm în noi, pentru că uite așa cum mă vezi, sunt în continuare măcinată de tot felul de frici, de complexe, de care nu pot scăpa. Și azi am chemat-o să ne ajute și pe Angela Stafii. Sper să ies după asta fără niciun complex de aici. Totuși, și frumusețea exterioară merită atenție. În cadrul evenimentului a fost lansat un beauty planner care vine în ajutorul femeilor din Moldova cu informații și recomandări utile. În acest beauty planner femeile vor primi toate informații despre recomandări, contraindicații, cum și ce trebuie să urmeze post-procedură, dar de asemenea și o listă de date, de planere unde își pot nota când au făcut procedura, își pot organiza următoarele ședințe. Primesc și recomandări concrete despre ce ședințe la ce ține de facial, da? Procedurile faciale, corporale, epilare, laser. Deci este o agendă de care fiecare femeie are nevoie. Frumusețea interioară modelează frumusețea exterioară. De asta este sigur Angela Stafii. Mai mult, psihologul a pregătit un exercițiu pentru invitate în care le-a dat posibilitatea să descopere anumite secrete despre ele. Noi suntem obișnuite să ne vedem propriile corpuri sau să ne fim mulțumite sau nu de propriul corp. Dar marele secret este că poți să-l aduci din interior și el te ascultă. O să ating un pic de psihosomatică, un pic de istoria corpului preluată de la bunicile noastre, pentru că fiecare femeie moștenește nu doar caracteristicile externe ale bunicii din partea mamei, ci și caracter, soartă, multe lucruri din astea. Și o să ne jucăm, am adus două tipuri de carduri care le vor descoperi fetelor anumite secrete despre ele. Lumea este un loc periculos sau este un loc urât sau cu oamenii străini sau tot felul de alte lucruri. Și că puzzle-ul este o bucățică din puzzle-ul ăsta, eu vreau ca noi astăzi să-l punem la loc. Evenimentul a fost plin de culoare și asta pentru că femeile prezente la eveniment au respectat un dress code. Și astăzi avem și un dress code mai special, pink or purple, pentru că Mostel este despre feminitate, este despre gingășie, iar aceste culori foarte bine redau stările noastre, starea de calmitate, de liniște, de pace cu sine. Acceptarea și iubirea de sine stă la baza frumuseții interioare, cred invitatele evenimentului. Eu întotdeauna zic că dacă omul este frumos interior, se simte bine și în exterior. E cumva un echilibru între, știi? Și, bun, eu sunt un care trag foarte mare atenție pe tot ce înseamnă dezvoltare personală, pe a te iubi, a te respecta, a te accepta așa cum ești. Ultima perioadă, foarte multă lume mă întreabă despre kilogramele în plus și eu întotdeauna zic, băi, dar eu mă simt bine cu ele. Adică ele sunt ale mele, le iubesc, au venit, o să stea un pic și o să plece, știi? Nu am niciodată niciun fel de complex și întotdeauna zic că este loc de mai bine, nu zic că sunt perfectă sau suntem în proces întotdeauna de dezvoltare, în proces de creștere, e un factor absolut normal și e binevenit întotdeauna. Frumusețea exterioară este rezultatul frumuseții interioare, da? Atitudinea, cum te simți tu, cum ești tu, felul tău de a fi, se reflectă și pe corpul tău, deci este un element foarte important. De fapt, ambele sunt importante și să nu ne discriminăm, asta e ideea. Cred că ambele vin la pachet și sunt importante, dar vrem noi sau nu, deși oamenii spun că haina nu face pe om și prima impresie, oricum imaginea, este cartea noastră de vizită. Dacă vine și interiorul la fel de frumos ca exteriorul, atunci avem femeia perfectă. Iar dacă doriți să fiți frumoase și pe interior, trebuie să atrageți atenție la modul în care știm să ne prețuim pe noi,
la modul în care știm să fim în acceptare cu propriul corp, cu propria vârstă, cu ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. E vorba, de fapt, de imaginea de sine, modul în care eu mă percep pe mine în această lume, cât de mult îmi deranjează viața, ceea ce zic alții despre mine. Asta e a doua parte a frumuseții. Și a treia, și cred că e baza asta, de fapt, modul în care gândim valorile pe care le avem. O ediție cu poezie ni se pregătește duminică la Gusturile se discută. Cine vor fi invitații, aflăm chiar acum. Diana, bună seara! Draga mea, bună seara și bine ai venit tu la noi de data asta, pentru că lăcrămioarele astea care sunt atât de parfumate nu sunt doar pentru tine, dar sunt și pentru invitata din această seară, poeta și textiera Radmila Popovici. Ia uite cât de frumoasă stă aici, exact ca un monument, ca un monument, da, un monument taburind. Fii atentă că trebuie să vezi și ce se întâmplă în bucătăria noastră. Doamne Dumnezeule, e bine așa, stai că ne stropim și stropim și operator și după aia nu mai facem filmare, ce facem de zmăț, că asta ne place nouă, la Gusturile se discută. Este prima oară când ai venit tu la noi, hai să trecem mai așa, să fim mai aproape de cartofiorii ăștia care o să intre imediat la cratiță. Cum te simți la noi? Ca acasă. Ca. Am făcut pauza aia. Dar ce plăcut e să te simți ca acasă. Știu de ce, probabil din cauza confortului pe care l-ai la aici, la bucătăria, totul la îndemână, toate ingredientele, toate tacâmurile. Mai ales lăcrimioarele mă fac să mă simt acasă, pentru că lăcrimioarele sunt florile copilăriei mele, sunt florile care se nasc odată cu ziua de naștere a mamei mele. Wow. Așa că ai scris despre lăcrimioare? Am scris și despre ele și despre mama. Foarte frumos. Frumos, îți mai aduci aminte acele versuri? Oh, nu. Sunt foarte multe texte pe care nu le mai memorez, pentru că trebuie să fac loc pentru alte gânduri și alte rânduri. Ok, dacă e vorba de alte rânduri, atunci ce rânduri ai scris pentru tine, nu neapărat pentru alții? Ah, păi dacă sunt pentru mine, nu o să le vociferez. De stau ce? Acolo în serteraș. De Ar ce? Fi super să știm ce e în sufletelul tău acolo pentru tine. Păi dacă e pentru mine, prin definiție, în sufletul meu și pentru mine. Dar dacă, am spus-o adineaori, că dacă cineva vrea să afle ce e în sufletul unui om care scrie poezie, să-i citească poezie și să afle cu prisosință. Tu vezi că suntem într-o lume în care nu prea avem timp de versuri, e timp de poezie, e timp de citit, timp de carte și de alte lucruri. Toată lumea este mai mult online. Bine că avem timp să facem războaie. Uite, nu știu de ce, pentru asta se găsește și timp și arme. Te-a afectat? Mă afectează enorm. Efectiv, toată poezia mea s-a transferat în zona aia războiului și nu pot să scriu despre altceva. Bine, dar ca să trecem la lucruri gustoase, e război și aici la noi la bucătărie, pentru că e o combinație pentru papilele gustative, o combinație delicioasă de bucate. Nu știu la ce bun ai adus și ăștia doi, cred că unul pentru domnul Ianuș Țurcanu, pe care îl salutăm, și unul pentru Anatol. Da, dar știu să specific că nu i-am adus eu, ai adus tu și se potrivesc foarte bine. Nu, i-ai adus tu, dragă, că voi veniți cu ingredientele, nu noi. Da. Dar, ca să nu spunem minciuni, de ce n-ai adus unul și pentru Anatol? De ce l-ai neglijat? De ce nu i-ai adus cel mai iute, cel mai roșu și cel mai urât ardei ever? E și așa pipărat Anatol. De ce să-i mai adăugăm surplus? Că merită, Doamne Dumnezeu, deci el merită. Uite, nu? Pentru Anatol am adus niște zahăr. Zahăr, să-i le punem pe mustață, pe barbă, da, și să-l facem mai dulce. Vai, să fie ca un motănel. Da, n-ar fi rău, că de obicei este ca un leu, n-ar fi rău să fie și ca un motănel. Tu știi, tu ai, mai bine, eu nu-i tu cunosc. Ai scris versuri pentru copii? Foarte multe. Și am scris chiar discuri întregi, înainte erau acele CD-uri care au fost lansate, care piese care mor dacă nu trec dintr-o generație în alta. Da, și e trist. Textele pentru copii trăiesc cel mai puțin. Dacă rămân undeva într-un manual, că am făcut și o carte, Portativul cu pistrui, gândindu-mă la acest lucru. Vai, dar ce bine sună Portativul cu pistrui! Editura Arc, cu Marian Stârcea, toate melodiile sunt semnate de dumnealui și această carte a dat șanse pieselor pentru copii să reziste în timp, adică acolo le găsesc învățătorii de muzică. Cum te împaci cu online-ul, cu cartea Am înțeles și cu pistruii? Cu online-ul... Ești prietenă? Ești împotriva? N-am nimic împotriva online-ului. Întotdeauna am fost
hai să zic, în pas. Clar că nu am atâta putere să fiu chiar înaintea trenului. Deci ai Instagram, ai Facebook, ai YouTube, ai de toate. Da. Ok, hai să intrați acolo să o vedeți pe Radmila, nu neapărat la bucătărie, dar poate și în alte ipostaze. Da, pentru mine a fost o descoperire să te văd că ești atât de grijulie, atât de atentă și cu minuțiozitate. Deci fiecare părticică să nu fie, Doamne ferește, o picătură de ulei sau de apă pe masă. Și cu toate astea vreau să-ți mulțumesc că ai venit la noi. Îl salutăm și pe domnul Ianuș, care este un alt invitat, dar care a fost foarte grăbit și n-a rămas până la acest live. Noi vă dorim o seară frumoasă, o seară perfectă, așa cum sunt toate seriile alături de Anișoara Login la Pro TV. Și cu noi, La Gusturile se discută în fiecare duminică. Vă pupăm pe sufletele! А в нашем доме ремонт и очень старый подъезд, и не работает лифт много лет. Моя квартира пуста и не бывает гостей, и пропадаю в ней я без вестей и новостей. А в моем доме бардак, разбита посуда и выключу свет. Но вымыты стекла и сквозь эти окна мы новым соседям машем привет. А в моем доме бардак, разбита посуда и выключи свет. Но куплены шторы и сквозь эти окна мы новым соседям машем привет. А в моем доме бардак, разбита посуда и выключен свет. А в моем доме бардак, разбита посуда и выключен свет. Мы здесь в темноте. Добрый вечер. Можно к вам? Да, bună seara, Алексей. Bine ai venit la noi. Te rog, Алексей este alături de Nicolae în această seară. Bună seara, bine ați venit, băieți. Bună seara, bine v-am găsit. Uite, așa prezențe colorate nu avem în fiecare zi la emisiune. De ce, apropo, băieții din trupele rock ies mai rar la televizor? O... Bună întrebare, nu? Nu știu, n-am aș răspuns. Можете стесняться, я не знаю. Я не знаю, почему не Николай. Poate noi nu le interesăm pe spectatorii noștri, nu știu. Publicul larg, crezi? Poate, da, poate. Rock am всегда был такой андеграундный, неосвещаемый, поэтому... Nu prea la modă a fost. Da. Sau din potrivă, tot timpul a fost la modă. Știi că moda vine și trece, dar rock-ul se păstrează. Este mereu și a fost. Poate muzica aceasta niciodată nu a fost la modă. Poate întotdeauna s-a ținut așa, poate la umbră undeva. Și mai ieșea din când în când, dar nu știu, n-aș spune că muzica a fost la modă, anume aceasta, de acest gen. Așa că nu știu, n-am un răspuns clar la... Spuneți-mi de ce vouă vă place rock-ul. Da, mă ajut să-i traduc și lui Alexei. Ce-mi tipi rock muzica în rață? Чем мне нравится рок-музыка? Да, наверное, все-таки из-за приближенности человека к созданию музыки. Потому что если взять попсу или там какой-нибудь рэп, то это компьютер, это какие-то сэмплы туда-сюда. А тут все натурально. Гитара, барабаны. И это очень прикольно. Музыка рок есть в плате синчер. А шаг ред один. Есть улджен вроде музыка. Шести музыка вие. Așa. Și apropo de chitară, ce zice Alexei, vreau un pic să ne uităm la chitara ta, probabil care atrage atenția tuturor, nu? Ai ales să te decorezi. Da, este așa o colecție de upti-build-uri, da? Așa, da. Da, singur. Apropo, aici este un upti-build Rock from Moldova, este o comunitate pe Facebook, care am fondat-o eu. Da.
vreo, cât acolo, vreo 2-3 ani în urmă. Și am strâns acolo aproape toți rockerii din Chișinău, din Moldova. Și câți sunt? Așa că acolo nu numai muzicieni, sunt și admiratorii muzicii rock. Acum, la moment, sunt 1400 de oameni acolo. Și muzicieni printre ei și cei care pur și simplu ascultă muzica asta. Ce se întâmplă pe acel lucru? Mă scuzați pentru voce. Da, da. Am făcut o răceală, da. Da, da. Voi aveți mâine festival. Da. Despre care vreau să ne povestiți mai multe în această seară și dar să te întreb ce o să faci cu vocea dacă tot... Eu, iată, mă strădui mai puțin să vorbesc și beau niște... Ouă! Lumesc. Apă caldă, ceai, lapte cu miere, așa că vedem. Până mâine, cred că mă discut. A, da? Alexei este organizatorul festivalului, așa că el poate să ne povestească în detalii. Da. Расскажи о фестивале. Дорогие друзья, завтра состоится у нас в городе впервые за очень долгое время акустический рок-фестиваль. Акустического рок-фестиваля, скорее всего, не то чтобы давно, наверное, никогда его не проводилось. Вот, рок-фестивали проводились, и мы тоже его сделаем, но сделаем осенью. Но до осени нужно дожить, нужно поработать, и нужно много чего еще. А пока что в качестве некой такой затравки мы подготовили для вас, для нас, для всех музыкантов некий сюрприз в виде Dandelion Acoustic, где завтра 6 коллективов на протяжении 4 часов будут дарить свое творчество, свои какие-то мысли, а люди будут слушать. Мы к этому готовились. Сняли хорошую площадку, сняли хорошую аппаратуру, чтобы все было красиво, и они просто так тяп-ляп. Так что, дорогие друзья, если вы, вас заинтересовало, все, кто сейчас смотрит, прямо сейчас заходите на сайт dandelionfest.md, там будет вся информация, кто выступает, как послушать, сколько стоит, как добраться, чтобы не заблудиться, ну и вся другая информация. Что значит Dandelion? Eu azi mă documentam și... Почему Dandelion? Este o păpădie din limba engleză. Așa. Păpădie, dar de ce păpădie? Da. Alexei, почему именно одуванчик Dandelion? Ну, очень давно все это отталкивалось от логотипа, где был желтый одуванчик, а от него отлетал уже парашютик. То есть это что-то несочетаемое, то есть это пока еще молодой одуванчик, а от него отлетает уже парашютик. И внутренний слоган состоял в том, что... Я опережаю время, я не такой, как все, у меня есть что-то другое. И вот. Поэтому логотип остался в прошлом, а идея, смысл, название остались до сих пор. Как-то так. Рика Семнифика, кфейкар един треной, с тем, нечто персоналитет, к талентле ностре, к визиуниле ностре, Așa și da. S-a numit acest festival. Și apropo, fiecare dintre voi face parte din câte o trupă, nu? Da. Aveți și niște denumiri interesante pentru trupele voastre, așa mi s-a părut mie. La tine e Sani, dacă nu greșesc, și la tine e Lacrima, corect? De ce Lacrima? Cândva, de mult, în copilărie, bunica mea, când făcea mâncare la bucătărie, stătea și făcea mâncare, ea cânta un cântec, nu știu de unde, eu... Am încercat să-l găsesc pe internet, am mai întrebat oamenii și așa și n-am putut să-l găsesc. Era un cântec despre o lacrimă care curgea așa pe obraz, așa pe haine, și apoi intra într-un papuc la un măturător de drumuri și așa după asta nimerea pe asfalt, a unui om și apoi nimerea pe asfalt și măturătorul dimineața o mătura de pe asfalt. Și eu atunci când auzeam cânticul ăsta de la bunica mea, nu știu, m-a impresionat foarte mult și îmi plăcea și chiar o rugam să-l mai cânte, să-l mai cânte. Și poate aceasta, dar dacă filozofic vorbind despre denumire, poate de spus că lacrimile ne curg nu numai când ne simțim rău sau nu este bine la suflet, sunt și lacrimile fericirii, adică lacrimile curg mereu în orice circunstanță a vieții. Așa că este o parte a vieții noastre. Foarte filozof. Mânci, nu știam că stă o asemenea poveste. Cumva la ei am impresia că e mai ușor, Sani e mai clar, sau poate tot există o poveste legată de această denumire. Я бы не сказал, у меня тоже история такая. Да? У меня грустненькая история. У меня была собачка, щенок, и она покинула трагическим образом. Я назвал ее Сани. А потом я назвал группу в ее честь. Ее лицо, логотип моей группы. О, че файн! Есть и кынь лечил. Че файн! Остав вас котелу того, да? Фарти файн. Да.
Deja dacă ai început cu tatuajele, arată ce ai și pe mână. Acolo este o chitară, da? Da, gitară. Здесь очень некрасиво нарисовано, но я такое люблю. Кто-то любит хорошо нарисованное, я люблю плохо нарисованное. Что там еще у тебя есть? Показывай, давай. Это первое. Вы решили меня раздеть, да? Это первая группа, это какие-то цветочки. Это у меня кличка Кыни, потому что была. Вот. Да, дичи? Как про Кыни, дичи? Самое кон Кынь. Кон Кыни Луп. Самое. Да, и тут кредаша. Ну, у меня был друг шизофреник. Да, с такими тоже дружу. У меня был друг шизофреник, и он говорит: Леш, ты собака. И все, как бы. История очень короткая. Скажите, вы где будете апукаться кантать с трупами ваши? În viitor? Nu, acum, pe unde voi? Voi probabil aveți repetiții, faceți piese și așa mai departe, dar unde reușiți să cântați? Aveți anumite concerte, nu știu. Spre deosebire de formația lui Alexei, noi suntem cu mult mai tineri. Alexei Demu vreo câțiva ani cântă cu formația lui. Au cântat la festivaluri, au cântat și în parc, în centru și nu odată. Noi... Сами более или менее стали популярны, или если можно так выразиться, в основном из-за уличных выступлений. Потому что лет 6 назад их вообще не было. Как бы пока люди работали, занимались своими делами, был еще немножко другой мир. Это мир уличного искусства, уличной музыки. И его как такового не было. И наша команда, я во главе которой, одни из первых, кто появились на улицах именно с колонками. Мы не говорим о тех, кто в подземках играет, а тех, кто с колонками, и как-то все это начали преподносить более концептируемо. Вот. И поэтому, да, мы давали концерты день за днем, и так и стали популярны. Фаса Луя, про помню, я кунаску там, ну что, знакомое лицо? Да. Словно рота по телевизору. Моя прутка и стекла. Așa. Băietul. Băietul. Cum a sunat asta. Da. Câți oameni așteptați la festival? Ce amploare va avea? Câți oameni? Сколько человек мы ждем на фестиваль? Миллион? Ждем, да. Да, ждем миллион. Да. А если более реалистично смотреть... Минимум 100, человек 200-150, где-то так. Eu cred că o să vină, dacă tot comunitatea de rock e nițel mai mare, ar fi bine să vină măcar o... Но это не потому, что мы там как-то плохо... Минимум 200, да, но это не потому, что мы плохо постарались. Площадка такая. Мы хотим, чтобы всем было хорошо, поэтому это там на человек 200 и все. Da, spuneți și voi că trupele rock nu sunt neapărat cele mai populare. Reușiți să faceți bani din muzică la această etapă sau trebuie să vă ocupați cu altceva? Deloc. Noi cheltuim banii noștri proprii din buzunarul nostru pentru ca să cumpărăm instrumente, diferite chestii pentru... Pentru pasiunea ta voastră și dragostea față de bani. Noi nici nu ne gândim la asta, nici nu visăm. Adică asta e plăcere. Este o plăcere în primul rând. Noi avem lucru, avem muncă, serviciu. Ce munciți? Eu sunt jurnalist. Felicitări! Așa? Și Alexei? Suntem colegi. Designer, 3D-artist, organizator. Foarte fain. Da. Interesantă viața. De ce credeți că oamenii, nu știu, sunt cumva mai reticenți față de muzica rock? Și în general există așa un stereotip că dacă ești rocker, cumva ești mai dur, ești mai rău, mai... Кстати, это то, о чем мы говорили. Что? Потому что люди считают. Я вам больше скажу, некоторые люди думают. Да, я вам больше скажу, некоторые люди думают, что рокеры поклоняются сатанистам. Сатане. Да. Дорогие друзья, я, конечно, не ярый представитель прям рок-музыки, но рок и металл – это совершенно разные вещи. Есть люди в черном ходят, они готы, там у них там все висит, тут нарисовано. Тут нарисовано, да, это металл, там где вот так вот кричат, ну как кричат, используют экстрим вокал, пусть люди, вокалисты не обижаются. А есть рок, и рок он бывает самый разный, где, допустим, Carlos Dreams, у них половина альбомов это рок, где Би-2, ДДТ, группа Звери, районы, кварталы, это все рок, ребята. Так что, когда вы слышите рок, не надо представлять кладбище, свечки и 12 часов ночи, ладно? Да, это стереотипы, прежде всего, аж как у меня există în majoritatea domeniilor vieții. Băieți, eu vă mulțumesc tare mult că ați trecut astăzi pe la noi. Vă doresc să aveți o zi fantastică mâine la festival, să crească și să veniți și la anul să ne povestiți cât de minunat a fost. Iar Nicolae, în continuare, pe tine te ascultăm. Aici sau acolo, unde vrei? Cred că aici. Aici, ok. Da. Dacă ești ok. Da, mulțumesc mult pentru invitație și aș vrea să cânt o melodie foarte cunoscută.
Cine a privit filmul Titanic al lui James Cameron? Nici nu știu cine. Nu știu cine a privit vreodată. Cine nu a privit? Cine a privit. Glumim, evident. Da. Te ascultăm cu drag. Da. Дорогие друзья, ну и пока мой коллега играет вступление красивое, играет красивое вступление, я еще раз хочу всех пригласить завтра на замечательный вечер. О, Титаник играет. Всех хочу пригласить на замечательный вечер, как Уитни Хьюстон, как ее там, Клинт Уинслет. Да. Завтра пригласить на концерт Данделион Акустик 2022 года. 18:45, Сармзичтуса 12, и там будет хорошо. Можно приходить с детьми, попить кофе, чай, покушать, ну и в целом провести замечательное время. За выходные мы все заслужили. Мы хорошо работали эти будни. Спаслось не так много людей, но надеемся, на нашем Титанике под названием «Рок мучения», «Рок мечты», «Рок желания» спасется как можно больше людей. Despre cum ar trebui să mâncăm corect, vom afla mâine la Ai Sănătate. Mai mult avem de la gazda emisiunii, Vlada Mardari. Vlada, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara tuturor! Discut cu nutriționista Doina Brăiescu, care de fapt mi-a spus deja foarte multe chestii utile despre alimentație, nutriție, și vreau să le spun și celor care ne urmăresc acum, care sunt produsele pe care trebuie să le consumăm din plin în această perioadă. Salutare! Desigur că trebuie să atragem atenția la produsele de genul spanac, toate tipurile de verdețuri care sunt acum de sezon, să le încadrăm în salate, în smoothie-uri. Acum deja a apărut și căpșuna noastră autohtonă, care este bogată în antioxidanți, la fel putem găti niște deserturi minunate sau chiar să le introducem în acele smoothie-uri. Iată, pentru femeile, fetele care își doresc să dea jos câteva kilograme, să arate bine, ce ar trebui să introducă așa în nutriția și dieta lor zilnică ca să nu facă schimbări drastice, dar să totuși să-și mențină greutatea sau să-și dea jos? Ca să nu facă schimbări, ar trebui să fac tot cu moderație. Adică cel mai important este moderația în toate. Vrei să scapi de câteva kilograme, începe a modera consumul de tot. Un pic mai puțin carbohidrați, un pic mai puțin grăsimi, nesănătoase și tot așa. Dar care ar fi produsele care ajută la arderea grăsimilor, caloriilor și accelerarea metabolismului? Să știi că nu există un anumit produs care gata te scapă de grăsimi. Aici merge vorba de un complex, merge vorba de o cultură alimentară, merge vorba despre niște principii alimentare pe care tu trebuie să le urmezi, dar sunt desigur produse care ne pot accelera acest proces, cum ar fi țelina apio, chiar și același spanac care acum este de sezon, ceapa verde, care la fel este un produs foarte și foarte bun. Vreau să spui și care ar fi cel mai bun mod de a-ți începe o dimineață. Cum începem? Cu ce? Cu apă caldă, cu lămâie? Asta e varianta clasică, nu? Ce poate alte variante ar fi? Desigur că clasicul rămâne clasic. Un pahar cu apă călduță, cu câteva picături de lămâie, este cel mai, dacă nu aveți careva afecțiuni, este cel mai bun început de dimineață. Și desigur cu un pic de mișcare. Asta nu a exclus-o nimeni încă. Da, în felul ăsta stimulăm și limfa și circulația sângelui și pornim așa, organismul trezim. Și vreau să spui ultima masă. Iată, la ce oră ar trebui să luăm ultima masă? Ultima masă se ia de obicei cu 3-4 ore înainte de a merge la somn, pentru a ușura digestia, pentru a avea un
somn bun și pentru a nu ne simți obosite a doua zi. Deci avem grijă să fie un interval între cină și momentul când ne culcăm. Bine, eu îți mulțumesc tare mult pentru aceste recomandări, iar vouă vă propun să urmăriți Ai Sănătate mâine ca să vedeți ce mai puteți face pentru o alimentație sănătoasă. Numai bine, seară frumoasă! Vlad, îți mulțumim atât pentru astăzi, dar și pentru această săptămână. Ne revedem luni la aceeași oră. O seară perfectă, să aveți și un weekend frumos. La revedere!